Găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, astăzi vă propun un popas în Gorj și am deosebită plăcere să spun bună seara și bun revenit alături de noi, Maria Loga. Bună seara, Laura, bine te-am regăsit pe tine și pe toți privitorii, cei care au ales ca în această seară să fie alături de noi. Dragi telespectatori, trebuie să vă mărturisesc că de fiecare dată când o am invitată pe Maria Loga, cu o zi înainte mă gândesc ce costum popular va alege pentru emisiune. Întotdeauna este o adevărată bogăție vizuală și iată și astăzi veniți cu un costum extraordinar, iar acea eu nu mai pot să-mi iau ochii de la ea de când am văzut-o. Este costumul meu, cum spuneau bunicile și străbunicile noastre când plecau în ziua de Paște sau la vreo sărbătoare marcantă a satului. Mă duc să-mi iau costumul din ladă, din hodaia de la drum, în hodaia bună. Așa și eu, acum noi nu mai avem lăzi, avem șifoniere, dressinguri, dar din lada mea de acasă am căutat să iau această ie la care țin enorm de mult, pentru că o iau foarte rar, pentru că îmi pare rău să nu cumva să pice vreo mărgică. Tot ceea ce se vede nu e niciun fir de ață, e numai mărgea lângă mărgea cusută. Și țin foarte mult la ele, iar opregile sunt din zona Cărbuneștiului, Târgu Cărbunești. Le-am primit în dar de suflet de la o doamnă care cu ani de zile a plecat, foarte mulți ani, a plecat din Gorj, s-a căsătorit în Piatra Neamț, în Moldova, și de acolo mi-a trimis o scrisoare și mi-a spus că vrea să-mi dăruiască un costum. Și mi-a dăruit poala, costumul, maramă, nu cea pe care o port, alta, ie, brâu, deci un întreg costum. Și bineînțeles, și maramele dumneavoastră întregesc întotdeauna costumul popular și sunt toate super. Marama are vreo 4 metri jumate, aproape 5. O dau de foarte multe ori peste pieptănătură pentru că ar fi foarte lungă și m-aș încurca în ea. Am primit un dar de suflet de la bunica fostului soț, de fapt soacra cu care am stat în casă vreo aproape 14 ani. Ea mi-a dăruit această maramă. Vroia la un moment dat să fie îngropată cu ea atunci când va pleca. Iar bunicul i-a spus, cum să îngropi bunătate de marama asta, eu las fetii. Și m-a chemat și mi-a dat un costum întreg, printre care și câteva marame. Asta este una din ele, la care țin foarte mult. Vă mulțumim pentru că apăreți ca o zână din povești de fiecare dată, că știți să purtați costumul popular și îl iubesc. Știți că apreciați. Îl iubesc, îl prețuiesc și îl respect, costumul. Respect munca celor care au trudit la lumina lămpii, pentru că nu era electricitate pe acele vremuri, când era cusut la un fir. Eu nici cu ochelari, cu dioptrii mari, nu disting firele. Ei bine, bătrânele noastre nu numai că avea ochii buni, dar avea și răbdare și îndemânare și dragoste. Mai cos și eu, dar mai cos pe etamină, pe pânză care e un pic mai răruță, pentru că nu mă mai ajută vederea atât de bine ca în tinerețe. Doamna Maria Loga, aveți o carieră impresionantă. N-aș putea să spun. O carieră construită cu multă trudă, cu multă disciplină, seriozitate și, bineînțeles, cu acel talent care a fost picurat de Dumnezeu. Și cu suflet. Și cu suflet. Sunteți iubită și apreciată de toți românii și sunt convinsă că toți cei ce ne privesc sunt în asentimentul meu. Le mulțumesc din suflet. Să știi, Laura, că acest lucru se simte, se vede, dar mai ales se simte. Eu simt și îmi pare rău, nu pot să fiu... Sunt lipsită de modestie acum și spun că simt dragostea oamenilor și nu simt, o simt de ani și ani de zile. Iar ea în timp s-a sedimentat și a crescut, de la an la an a crescut și a fost mai puternică. Și datorită publicului, datorită dragostei cu care am fost înconjurată, eu am rezistat atâția ani pe scenă. Și cum îmi povesteați la o altă întâlnire a noastră, întreaga dumneavoastră carieră a fost construită
de una singură. Nu ați avut pe nimeni care să vă susțină. A trebuit să răzbiți prin propriile forțe, să confirmați că meritați să fiți pe scenă în lumina reflectoarelor. M-am împărțit între familie, creșterea fetelor, eram soție, eram mamă, eram noră în casă, eram femeie cu servicii în două schimburi la oficiul de calcul, în două schimburi, cântam în restaurant în fiecare seară, cântam nunți de 3 zile și 3 nopți, în același timp mergeam în festivaluri de folclor, de unde veneam cu premii, am trecut prin toate sitele și prin toate ciururile și am fost văzută de mai toți specialiștii din această țară. Am colaborat cu aproape toți redactorii și producătorii și oamenii de televiziune, cu doamna Marioara Mulărescu, cu doamna Elize Stan, cu doamna Teodora Popescu, Eugen Gal, foarte mulți, Niculina Merceanu. Și din partea tuturor ați avut confirmarea că merită să mergeți pe acest drum al cântecului Dacă popular? Dacă nu meritam, bănuiesc că nu m-ar fi chemat. Și v-a dat putere. Dar m-au chemat în televiziune fiecare dintre dumnealor după ce m-au văzut în festivalul și după ce am confirmat cu premiu. Eram sunată, țin minte că primul om care m-a sunat să mă duc în Radio București să fac primele imprimări a fost regretatul Gruia Stoia și cariera mea, am prins trenul, ca să zic așa, la îndemnul celor 3 doamne pe care le port aici undeva într-un colț de suflet, doamna Eugenia Florea, doamna Steluța Popa și doamna Roxana Daniela Gibescu de la Electrecord. 3 doamne care îmi știau și partea nevăzută a lucrurilor, știau și omul de după scenă și știau că nu am o viață atât de roză și de în puf. Îmi știau durerile, îmi știau neîmplinirile, îmi știau trăirile și atunci eu o perioadă de timp, dedicându-mă mai mult familiei și copiilor, cam lăsat să-mi pasul mai domol cu cântecul. Cântam, dar nu luptam să fac carieră artistică. Cântam de dragul cântecului, nu neapărat ca să fac ceva din asta. Care a fost primul cântec pe care l-ați imprimat în radio? În radio, în pădure la Peșteana, maică măiculița mea, în primă tranșă vreo 11. O performanță la vremea aceea? Da. Iar primul disc Electrecord l-am făcut fiind cântând în restaurant, dar cu ansamblul Doina Gorjului, cu care colaboram, și cu maestru Marin Ghiocel. Eu cântam și mă cunoștea foarte bine Stelian Ghiocel, tata lui Marin. Și m-a cunoscut, a venit în restaurant, m-a ascultat, seri la rând a venit și mereu m-a ascultat și mereu îmi cerea diverse cântece să le cânt. Și era foarte atent la timbrare, la dicție, la voce, la tot absolut. Și a zis, de ce nu vrei să faci imprimări? Zic, aș vrea maestre, dar e greu, adică nici prin minte nu-mi trecea. Eu aveam alte, cu totul alte preocupări. Copiii mi-au fost întotdeauna pe primul loc. Recunosc lucrul ăsta. Am lăsat cariera, am lăsat totul deoparte pentru binele fetelor mele. Dar Dumnezeu m-a ajutat și copiii mi-s bine și cariera, datorită, ți-am spus, oamenii m-au ajutat, publicul, dragostea lor, pentru că m-au acceptat cu ușurință și m-au dorit să le fiu alături în cele mai frumoase și importante momente din viață. Mereu am fost sunată, mereu am fost chemată, mereu am fost dorită, iubită, prețuită și lucrul ăsta mi-a dat putere și curaj. Nu mai sta.
Ghiță pe-o crencuță de arțar. Hai să ascultăm, neicuță, că n-am ascultat un om. Mai încolo și mierliță pe-o crencuță de arțar. Hai să ascultăm, neicuță, că n-am ascultat de un om. Când aduce, când am mierliță cu foc, eu să stau, eu să stau cu negalo. Maria Loga, copil fiind, îi iubeați pe mari artiști Irina Login, Benone Sinulescu, da. Dar Maria Loga vroia să se facă atunci când va fi mare Maria Ciobanu. Da. Cum venea acest Am lucru? Iubit-o, o iubesc și o voi iubi mereu pe ciocărlia noastră. Ce cântece fredonați de la Maria tot Ciobanu? Absolut. Absolut. N-a existat un cântec pe care să nu-l cânt. Tot repertoriul Mariei Ciobanu, ulterior repertoriul Mariei Lătărețu, care de altfel nu există un cântec pe care să nu-l știu, repertoriul Mariei Cornescu, toate măriile de aur. Le-ați iubit Maria, și le iubit. Maria Apostol, Filoftea Lăcătușu, da, da, enorm de mult. Dar, în egală măsură, am iubit pe Ioana Radu, pe Maria Tănase, pe Ileana Sărăroiu. Le adoram. Și am foarte multe interprete care le ascult cu mare drag. E doamna Sofia Vicoveanu, este Mioara Velicu, Veta Biriș. Deci le apreciez și le iubesc în egală măsură. Nicoleta Voica, bănățeanca noastră faină. Sunt foarte iubiți mulți. Cântecul adevărat, în interpretarea adevărată din toate zonele etnofolclorice ale României, da. Și mi se pare normal. Acum, când anii au trecut, micuța Maria Loga a devenit marea doamnă a cântecului Maria Loga. Spuneți-mi, cum vă simțiți atunci când, la rândul dumneavoastră, auziți o fetiță de 4-5 ani că își dorește să fie Maria Loga? Pentru că vi s-a întâmplat. De foarte multe ori. Chiar cunosc o fetiță, Laura, și îmi cer scuze, dar numele de familie chiar nu mi-l amintesc acum, dar știu că o cheamă micuța Laura. M-a uimit acest copil. Eu o consider un fenomen. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că am ascultat-o nu un cântec. Eu am ascultat-o 2 ore, 3 ore. Cântând continuu. Știe sute de cântece și le cântă extraordinar de corect și de frumos. Și o iubește pe Maria Loga. Și iubește pe Maria Loga, pe Maria Apostol, pe Filoftea Lăcătușu, învață cântece vechi, din folclorul autentic, nu învață ce se cânt, mai cântă acum. Este bine îndrumată sau are ea un simț muzical deosebit? Nu, are, provine într-o familie de oameni simpli, de oameni care mă revăd în ea, eu, cea mică și cea fără de ajutor. Pentru că, așa cum spuneam la început, eu n-am avut pe nimeni absolut care să mă îndrume, să mă susțină sau să mă ajute. Nimeni, absolut. Am făcut totul de una singură și am luptat enorm de mult. Mi-a fost foarte greu. Este un drum greu. Mai ales că nu ai niciun sprijin din nicio parte. Și ba mai mult, mai sunt și oameni care spun piedecă. Și de multe ori poate m-am simțit nedreptățită și m-a durut. Dar nu m-a făcut să abandonez drumul. Ba dimpotrivă, m-a ambiționat și mai tare și am spus: vreau să le dovedesc că nu e ca ei, e ca mine.
Și așa a fost până la urmă. Acest loc pe care îl ocupați în prima linie în lumea cântecului popular românesc se datorează publicul. Publicul a simțit micuța stea, Maria Loga, ce avea să devină o mare stea, încă din tinerețe. Pentru că atunci când ați participat la Festivalul Național al Cântecului Popular Românesc Maria Tănase, aici, la Craiova, ați obținut premiul de popularitate. Niciodată n-am să uit acel festival. Pentru mine, scena Teatrului Național din Craiova este altar sfânt. De ce spun asta? Pentru că cu cât au trecut ani, cu atât mai mult am conștientizat momentele. Atunci poate le-am simțit și nu prea emoțiile, veneam cu o încărcătură de acasă, nu tocmai prietenică, sufletul meu era zdrobit, se zbătea. Nu era liniștit și este important că și cei de acasă, din Gorj, pentru că atunci erați la Școala Populară de Artă, da, Școala Populară au avut încredere în dumneavoastră și v-au aruncat în această mare competiție. Am fost prezentată de, cum să spun, nici nu pot să, emblema noastră, marea valoare și tezaur al acestei țări, Tudor Gheorghe. Eu îl apreciez și îl iubesc enorm de mult, atât ca menestrel, ca interpret, dar și ca actor și în primul rând ca om. Un om minunat. Și țin minte că cu
actrița Leti Pintea Homel. Era într-o parte și alta scenă și la un moment dat maestrul Tudor Gheorghe a început: Mărie, Mărie. Și așa m-au copleșit toate emoțiile din lumea asta, mi-a intrat cu lacrimi în ochi și m-a îmbrățișat și m-a prezentat și mi-a urat succes și mi-a purtat noroc. Și ați înțeles că trebuie să interpretați acolo pe scenă ca o adevărată Mărie a cântecului popular românesc. Am cântat cu tot sufletul din mine și probabil cu toată durerea și cu tot zbuciumul lăuntric. Iar când am terminat doina de cântat, am simțit pe scenă că vin mugurași de garoafe și garoafe și trandafiri și flori aruncate din sală. A fost un moment extraordinar. Atunci am luat premiul publicului de popularitate. Premiul de popularitate? Cred că este cel mai important, cu toate că după aceea am luat foarte multe trofee, premii întâi, dar cel mai important pentru sufletul meu a rămas premiul publicului și mai este Topul Național Radio în 92, parcă, la București, când am fost laureată absolută a topurilor pe țară, la egalitate de puncte cu Cristian Pomohaci, dar publicul a fost cel care, la fel, și-a spus cuvântul la sala radio din București. Și iată, de două ori, publicul a fost cel care a avut ultimul cuvânt. Loga, în jurul vârstei de 20 de ani ați început colaborarea cu televiziunea română, cu emisiunea Tezaur Folcloric. În 1984. După care au urmat nenumărate colaborări cu mari realizatori ai televiziunii române, oameni care v-au apreciat glasul, repertoriu, ținuta scenică, tot ceea ce înseamnă Maria Loga pentru cântecul popular gorjenesc și, pot spune, chiar românesc. Unul dintre realizatorii de emisiuni de televiziune care v-au apreciat și vă iubesc și în momentul de față, se află astăzi alături de noi în această emisiune și vă rog să spuneți bună seara.
Bună seara! Bună seara, Măriuță, Elise Stan sunt și te îmbrățișez. Mă bucur că, iată, ești un interpret de valoare, astfel încât Laura îți face, iată, o emisiune portret. Și te îmbrățișez și pe tine, Laura. Bună seara și vă mulțumim pentru că sunteți parte a poveștii noastre, iar Maria Loga, așa cum o cunoașteți, sensibilă, este toată înlăcrimată și plină de emoție pentru că vă aude glasul. Nu și... ai cum să nu ai emoții când auzi glasul doamnei Elise Stan. Este omul de care m-am legat sufletește atunci când am făcut primii pași în televiziunea națională. Este omul cu care am făcut foarte multe filmări la vremea aceea. Spun foarte multe pentru că era vremea în care eram chemați o dată în an și atunci ziceam că îl apucăm pe Dumnezeu de picior și eram extrem de fericiți, extrem de mulțumiți că televiziunea națională și mari redactori și mari oameni de cultură ne bagă în seamă și pe noi. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul, doamna Elise. Să vă doresc să fii sănătoasă, Măriuță. Să vă doresc sănătate și putere. Mulțumesc asemenea la toată lumea. Măriuță, nu știu dacă îți mai aduce aminte, cu foarte mulți ani în urmă, mai precis imediat după Revoluție, radiodifuziunea română, de fapt în vremea aceea era tot radio-televiziunea română, că încă nu se despărțiseră cele două instituții, radioul însă a realizat o emisiune concurs numită Topul Tinerilor Interpreți, făcută de doamna Angela Marinescu împreună cu regretatul folclorist, etnomuzicolog Gruia Stoia. Da. Atunci mi s-au relevat mie cu mai multă pregnanță calitățile tale vocale și interpretative. Și atunci am observat că ești cu adevărat o interpretă talentată de muzică populară al aplaiurilor oltenești. Trebuie să-ți spun că eram foarte încântată, cred că ți-aduce aminte că atunci ai concurat cu foarte multe voci ale generației tale și ai fost premiantă, ca să spun așa. Premiantă pe lună și apoi am câștigat topul național radio, topul topurilor. Exact. Cu topul Cristian Pomohaci. Interpreți. Da. Exact. Da. Exact, asta vroiam să reliefez. Sigur. Pentru telespectatorii noștri, pentru că acela chiar a fost un concurs foarte serios. Foarte serios. Și exigent, pentru că adevărat avea în juriu membrii marcanți ai acestui domeniu, printre care se număra la vremea aceea Emilia Comișel, doamna profesor universitar Emilia Comișel, regretata mea mentor, ca să spun așa. Președinta juriului. Președinta juriului, da. Și era un juriu cu adevărat... Maestru dirijor Paraschiv Oprea, cel care ne-a și acompaniat. Așa că performanța, exact, așa că performanța pe care tu ai obținut-o atunci a fost una notabilă și iată că eu mi-amintesc de ea după foarte mulți ani, aproape 25 de ani, iată, au trecut de atunci. Iar dumneavoastră... M-ați și chemat, exact, m-ați și chemat la filmări și am făcut filmări atunci, aproape toate piesele pe care eu le aveam imprimate în radio la vremea aceea. Exact, am chemat imediat la filmări și vă mulțumesc din Și cred că mai avem filmările acelea, document, au rămas în arhiva televiziunii române și ce să-ți spun, te felicit din toată inima că ai progresat foarte mult de atunci. De fapt, nu sunt necesare prea multe vorbe spre a defini personalitatea Mariei Loga, pentru că o recomandă vocea ei bine timbrată și un repertoriu recrutat din satele Olteniei și hrănit din cântece adevărate, ce să spun, cu lucruri de preț. Este foarte bine, Măriuță, că nu te-ai depărtat de ceea ce se cheamă tradiție și despre lucrul cu adevărat original. Pentru că, din păcate, știm cu toții, mai sunt interpreți care fac rabat la calitate de dragul, poate, al unor alte avantaje de ordin financiar, ca să spun așa.
Însă viabilitatea și sinceritatea care te definesc, cred că tocmai constau în puterea de a ajunge nestingerit la sufletul omului, chiar și cu lucruri valoroase și care nu fac obiectul unor producții sau, mai bine zis, subproducții, așa cum se mai întâmplă, din păcate, spre regretul nostru al specialiștilor, la unii interpreți. Însă cântecul tău este o adevărată comoară artistică, după părerea mea, și faptul că, iată, reușești să dezvălui iubitorilor de frumos lucruri adevărate, autentice, și pentru asta te felicit. Te felicit din adâncul inimii că ai știut să-ți păstrezi verticalitatea în ceea ce înseamnă repertoriu și interpretare artistică. Doamna Elize Stan, îmi permis să spun că nu am intervenit în dialogul dumneavoastră atât de frumos între doi oameni care se cunosc și trăiesc pentru același crez de peste 20 de ani. Sunt convinsă că toate cuvintele pe care le-ați adresat Mariei Loga sunt o adevărată comoară pentru sufletul dumneaei. Sunt un om bogat. Este un om bogat în momentul de față, da, pentru că lăcrimează și da, nu mulți sunt cei care i-au recunoscut calitățile și care i-au adus un cuvânt blând și bun. Să spuneți că prin repertoriu este o adevărată comoară pentru cântecul și folclorul românesc este copleșitor pentru Maria Loga. Sigur că da. Iar mesajul cântecului Mariei Loga, sunt convinsă că a ajuns către inimile celor ce știu să-l prețuiască. Vă mulțumesc din tot sufletul și cuvintele mele ar fi sărace și nesemnificative. Nu, nici nu am cuvinte să vă pot mulțumi pentru tot ce ați spus astăzi. Să fii sănătoasă, Măriuță. Vă mulțumesc din tot sufletul. Să-ți rânduiască Dumnezeu o viață frumoasă în continuare, să te poți bucura de succesul tău încă mulți ani de aici înainte. Doamne ajută, mulțumesc din suflet. Vă mulțumim, doamna Elize Stan, să aveți o seară plăcută și vă așteptăm cu drag. Te îmbrățișez, Laura, și pe tine și noi. Mă bucur că, iată, duci mai departe aceste comori nebănuite și ții steagul sus, ca să spun așa, în cadrul realizatorilor de emisiuni folclorice, pentru că trebuie să spunem telespectatorilor că, iată, și tu știi să prețuiești lucrurile cu adevărat importante în muzica populară românească, în folclorul românesc în general. Așa că te prețuiesc, Laura, și să-ți dea Dumnezeu la fel multe emisiuni frumoase de aici înainte. Mă alătur și eu Mariei Loga, doamna Elize Stan, și facem împreună o plecăciune în fața cuvintelor minunate pe care ni le-ați adresat. Să fiți sănătoase, iar telespectatorilor acestei emisiuni le doresc numai bine. Doamne ajută! Și lui
lună lucitoare. Puțin mai devreme doamna Maria Loga cu doamna Elise Stan și frumos spunea că repertoriul dumneavoastră este o adevărată comoară pentru folclorul românesc. Într-adevăr, ați căutat mult și ați găsit nestemate folclorice gorjenești, sunt numai puțin de 150, peste 150 de cântece în repertoriul dumneavoastră. Am 15 albume, unul lucru și imprimările din radio. Câte căutări au fost atunci la început? Spuneați că în radio 11 piese au fost acceptate din prima, o performanță la vremea aceea. Și discul Electrecord, care a stat 2 ani de zile până să fie aprobat, am dat spre aprobare 17 piese, din care au fost aprobate 11. Și a fost o performanță pentru mine. Care a fost sursa de inspirație a Mariei Loga? Am căutat mult în acele vreme. Încă mai trăiau bătrânii satului. Era la Câmpofeni, mama Maria. Mi-a făcut cunoștință și am cunoscut-o prin doamna Gabriela Rusu Păsărin de la Radio Oltenia Craiova, căreia vreau să-i mulțumesc. Și cu dumneavoastră ei am făcut foarte multe emisiuni la radio, iar pentru mine marea dragoste și prima dragoste, știi cum e, nu se uită. Este Radio Craiovean, Radio Oltenia Craiova, Televiziunea Națională și Radio România. Rămân dragostea și respect și mulțumirile mele acestor oameni care m-au ajutat, m-au promovat la începuturile mele și a contat extraordinar de mult. Și este o încredere reciprocă între aceste instituții publice și artistul Maria Loga, pentru că, iată, este vorba de o relație profesională de peste 25-30 de ani, care este la fel de solidă. Vă puteți baza unii pe ceilalți, că atunci când vă alăturați, produsul finit este de calitate pentru iubitorul de cântec, de frumos, de folclor românesc. De foarte multe ori, când am timp, am avut o bună perioadă de timp, toate diplomele mele înrămate.
După aceea le-am dat jos de pe pereți și le-am desfăcut din rame și le-am pus într-un dosar toate. Și când am timp, le mai răsfoiesc, mă mai uit pe ele, îmi trezesc amintiri extraordinare și emoții. Și vă responsabilizează, și cred că și acum. Când văd semnăturile Marioara Mărărescu, Elise Stan, Ludovic Paceag, Tiberiu Alexandru, Emilia Comișel, Gruia Stoia, nume mari, Gheorghe Oprea, foarte mulți specialiști mari ai acestei țări care au semnat pe acele diplome, Ioan Chițimia, foarte mulți. Vă cuprind emoțiile mulți. Începutului. Da, da. Și se spune că este din ce în ce mai dificil să urci pe scenă după ani și ani. Vreau să spun, pentru că pretențiile unui adevărat artist cresc. Vreau să și niciodată nu e mulțumit. La un festival la Maria Tănase, domnul Ludovic Paceag, Dumnezeu să-l odihnească, era președinte de juriu la acea ediție și mi-a tăiat un punct sau două, m-a descalificat. Pentru ce? Nu pentru cântat. Pentru sandala pe care o purtam în picior. Era o sandală decupată și cu vedere, cu vârf tăiat. Pentru sandală m-a descalificat și nu mi-a dat punctajul pe care l-aș fi meritat pentru ce am cântat. Adică se nota și ținuta artistică, se nota și cu ce ești încălțat. Se nota absolut tot. Erau extrem de exigenți. Se uitau, n-aveai voie cu bijouri, cu ceas la mână, cu lănțucuri, cu anumiți cercei doar erau acceptați. Cât mai... Mi-a și plăcut știam, da. Și noi știm și acum, generația mea, noi și acum avem simțul ăsta. Când mergem chiar la o televiziune actuală, noi tot timpul suntem atenți. M-am uitat din generația mea, artiști mari, valoroși, care, aoleu, am uitat ceasul la mână și îl dă jos. Adică ne-a intrat în sânge chestia asta. Suntem dacă ne întoarcem într-o pe firul poveștii, atunci când vorbești de cântec popular, de folclor românesc, vorbești de lucruri simple, curate, frumoase. Nu putem să ne imaginăm țăranca româncă împopoțonată, fardată, cu unghii lungi și colorate, cu bijuterii în exces, cu pantofi, cu toc de 12 centimetri. Atunci când spui folclor, spui lucru simplu, curat, frumos. Lumea a evoluat și poate de multe ori zicem că nu chiar în bine. Sunt foarte multe lucruri care nu mai au ședere, cum zice femeia la țară, nu mai sunt pe făgașul normal și e păcat. Mi-a plăcut să observ că la Școala Populară de Artă din Târgu Jiu, unde am fost cu nu foarte mult timp în urmă, dascălii de acolo se străduiesc să-i insufle aceste lucruri copiilor. Unii mai strâmbă din azi, dar sunt și mulți care înțeleg. Și mi-a plăcut să-i văd în mici spectacole, în portul tradițional adevărat, sau mai strecurat la unii și la alții, diverse elemente nepotrivite, dar per total dascălii sunt cu ochii pe ei. Sunt atenți, da, da. Și încearcă atât cât pot cei care vor înțelege cum trebuie să urci treaptă cu treaptă pentru a ajunge un nume, este foarte bine. Ceilalți se vor pierde. Din punctul meu de vedere, a spune că un interpret de muzică populară este precum vinul. Cu cât trec anii peste el, cu atât devine mai valoros. Nu poți să cauți să fii mare, imprime acum și în 2 ani de zile, exact ce spunea și doamna Elise Stan. Sunt foarte mulți care consideră că dacă vând publicitate, mai există o vorbă, tot printre artiști zice, vând publicitate pe pâine. Adică faptul că faci poze non-stop, fotografii și le pui pe Facebook sau pe internet sau asta și ai tu impresia că te cunoaște lumea și că dacă pui 100 de poze într-o zi, te cunoaște toată țara. Nu e așa. Nu e de o eronată total greșită chestia asta. Nu te faci cunoscut datorită fotografiilor și nu vinzi imagine. Trebuie să vinzi calitate vocală, trebuie să vinzi cântecul, să vinzi glasul, să vinzi frumusețea textului, frumusețea melodică. Iar iubitorii de cântec și ascultătorul simplu, fără pregătire, nu poate fi mințit. Cei care iubesc cântecul popular, Laura, simt. Eu m-am făcut cunoscută și iubită în Oltenia, n-ai să crezi. Datorită radioului craiovean. O la radio cânti și nu te vede nimeni.
Și cântam pe vremea aceea un cântec, dacă îți mai amintești tu, Vine iară toamna rece. L-am cântat vreo 6 ani de zile la dedicații muzicale. Cinci un an din viață trece. Așa. Și merg odată la o nuntă la Mătăsari în Gorj și cânt un program, îl cânt și pe al doilea și la un moment dat un bătrân vine la mine. Bătrân, bătrân. El în timpul ăsta a stat în pragul porții, înmărmurit și s-a uitat la mine, m-a fixat. Dar nici nu zâmbea, nici nu vorbea, nici nu s-a apropiat, doar mă studia. Și după ce am terminat de cântat, când am plecat să merg în casă, m-a oprit. Și ce taică? Da, tata, tu ești Maria Loga de la radio? Da. Bă, tata, dar ești tânără, mă. Eu am crezut că aia care cântă în aparat e bătrână și mare, groasă. Dar tu ești tânără și firavă. Așa își închipuia el după voce, după... Și... Eu am vândut prin radio, mi-am făcut publicitate cu vocea și cu cântecele, nu cu imaginea. Acum interpreții vând imagine mai mult decât voce, cântec, text, dar melodie. Dar nu merge mult timp. Se îmbată cu apă rece, un an, doi, trei. Și probabil fac asta pentru a avea cântări, pentru a avea nunți, pentru a avea bani, pentru a, adică vânează, sunt vânători. Nu fac cu trăire și cu dăruire. Trebuie să dăruiești ca să primești. Nu poți să primești fără să dăruiești. Iar publicul simte. Simte când minți, simte când vrei să epatezi, simte când te eschivezi de la cântat și o dai așa peste cap, simte când nu ești serios în ceea ce faci, simte că nu pui suflet. Și te taxează. Te taxează atunci, la sală, la spectacol. Și vii dezamăgit din scenă și zici, da, de ce pe cutare îl aplaudă lumea frenetic și la mine sunt decât 2-3 palme? Că doar am pus sute de poze pe Facebook, mă știe lumea. Nu e așa. Dar le trebuie timp ca să înțeleagă. Exact cum spunea și doamna Elise, ar trebui să asculte, măcar dacă nu ce spunem noi, măcar ce spun specialiștii și să... Ia aminte. Să ia aminte. Ajunge. Așa-i viața omului.
ca și eu. Până eu ierta și eu, dar să ierte Dumnezeu, să nu-și capi neiertarea, să le țin eu lumânarea. Dușmanii cu vorbele și eu cu cântecile, ăla trea pe pământ care nu e dușmanii. Aminteam, doamna Maria Loga, despre repertoriul dumneavoastră impresionant, construit cu multă trudă, atenție, seriozitate, un repertoriu pus în valoare de un glas bine timbrat, cum spunea doamna Elize Stan. Și sunt peste 15 albume de care s-au bucurat telespectatorii noștri, iubitorii de cântec în general. Și nu cu mult timp în urmă, ați fugit până la Chișinău, pentru că deja aveați în tolbă niște cântece frumoase și alături de maestru Ioan Dascăl, artist al poporului, da. În Republica Moldova. Orchestra și... Mugurel, condusă de maestru Ioan Dascăl, o orchestră extraordinară, un dirijor de excepție. Orchestrația și materialul a fost lucrat, prelucrat și netezit de maestru dirijor Marcel Parnica de la Doina Gorjului, căruia vreau să-i mulțumesc din suflet. De asemenea, să le mulțumesc celor de la Chișinău, pentru că sunt niște oameni extraordinari, atât ca și profesioniști, dar mai ales ca oameni. Am stat o săptămână la Chișinău, am fost primită, ca să spun așa, ca o regină, nu mă așteptam la așa ceva, de asta spun că sunt niște oameni extraordinari, foarte primitori, s-au ocupat de mine, au fost foarte atenți, foarte răbdători. Treaba a mers foarte repede, pentru că eu m-am dus cu lecția învățată și sunt foarte mulțumită de colaborarea cu această minunată orchestră. Am 16 piese, marea majoritate creațiile mele, la care țin foarte mult, pentru că am lucrat și am pus foarte mult suflet. Este un album al maturității interpretative? Mai am în repertoriu foarte multe cântece create de mine, dar pe acest album, în afară de o singură piesă care mi-a fost încredințată de poetul Marin Bunget din Hurezanii Gurjului, un poet drag sufletului meu, pe care l-am cunoscut pe site-ul de socializare pe Facebook, îi citeam zi de zi tot ce posta dumnealui, poeziile. Un om extraordinar, mi-a plăcut enorm de mult tot ceea ce scrie, dar o poezie mi s-a legat de suflet și l-am contactat, l-am întrebat dacă vrea să-mi încredințeze acel text. S-a bucurat enorm de mult, mi-a mulțumit și a zis că e o onoare pentru dumnealui dacă eu vreau să fac un cântec din acele versuri. A ieșit un cântec splendid, am să-l cânt și în această seară de emisiune. Tot pe Facebook am mai cunoscut încă doi oameni, doi poeți. Un poet din Dâmbovița, Dorin Dimitriu, care scrie la fel poezie extraordinar de frumos și care mi-a încredințat un text pe care îl voi imprima, o romanță, foarte frumos text. Lucrează maestru Parnica acum la el. Iar un poet din județul Cluj, din Gherla, Sandu Cătinean, care mi-a scris, dacă nu 4 sau 5 cântece până acum, vreau să fac un întreg album semnat Sandu Cătinean, așa am convenit amândoi. Scriu extraordinar de frumos acești oameni. Și iată noi colaborări pentru, da, Maria Loga, parcă simțiți emoțiile copilei, pentru că, ia uite, da, sunt alte provocări. Da. Nu v-ați mai confruntat cu așa, nu, ceva până acum? Nu, am avut decât cântece culese de la lăutarii satului, de la bătrâni, cântece creații proprii, dar acum n-am colaborat niciodată așa cu cineva. Acum dumnealor îmi scriu, mi le dau să le citesc, mai
adaug eu sau mai după cum simt eu sau cum vreau eu, dar în genere sunt oameni extraordinar de talentați care scriu extraordinar de frumos și vreau să le mulțumesc pentru că au încredere în mine și pentru colaborare. Doamne, nu m-aș fi gândit până acum cât am trăit, n-aș fi crezut că se poate să le pot duce pe toate. Câte rele au fost pe lume, nu m-au ocolit pe mine, cu grijele am dat de cap, că eu una fac și fac. Câte rele au fost pe lume, nu m-au ocolit pe mine, dar eu tot le-am făcut față, că sunt olteană. Cine-n viață dă de greu să facă cum fac și eu, mă petrec cum știu. Cât ar fi viața de amară, pe mine nu mă doboară, atât cât mintea mă ține, să aleg răul de bine. Câte rele ar fi pe lume, eu la suflet nu-l-o-i pune, dar toate lui dă de cap, că mă știți că fac și fac. Câte rele ar fi pe lume, eu la suflet nu-l-o-i pune, dar toate lui face față, că sunt. Anilor, doamna Maria Loga, ați colaborat cu mari dirijori, ați întâlnit specialiști ai domeniului care v-au călăuzit pașii și care v-au confirmat lucrurile minunate pe care le-ați făcut până acum în lumea cântecului popular. Dar de peste 25 de ani, acolo acasă, sunteți solist profesionist la ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului. 20 de ani de ansamblu artistic profesionist. Acolo sunt trăirile dumneavoastră cele mai intense. Acolo au fost și momente bune și momente proaste. Mai puțin bune, da. Au fost momentele în care ați simțit gloria, momentul în care ați simțit ce înseamnă să ai în spate colegii și să te aplaude și să-ți întindă o mână atunci când ți-e greu. Am avut colegi extraordinari de buni, oameni dragi care au intrat aici și nu au cum să mai iese vreodată, fac parte din mine, fac parte din viața mea. Noi am fost mai mult decât colegi, am fost ca frații. Și ne leagă o prietenie trainică de exact de peste 25 de ani, pentru că am rămas în relații bune, chiar dacă unii dintre ei nu mai sunt în ansamblu, sunt la alte ansambluri, dar a fost o perioadă extrem de frumoasă. În care ați crescut împreună. Am crescut împreună ca frații și trăiam acele momente de emoție intensă, când unul cânta, ceilalți patru stăteau după cortină și strângeau cortina în pumni. Și dacă nu greșea, răsuflau, ah, n-a greșit, e bine. După aceea următorul, din nou aceleași emoții și tremuram unul pentru celălalt. Și asta acum e mare lucru. O echipă frumoasă
după ani și ani și chiar dacă uneori mai există mici discuții, sunteți o familie tare numeroasă, da. Totuși în momentul în care sunteți în scenă, acolo în culise, se regăsește aceeași atmosferă pe care o povestiți dumneavoastră. Vă doriți să fie lucru foarte bine făcut până la capăt și vă susțineți. Și pentru că vorbeam de începuturile dumneavoastră, știu cât suflet puneți în relația cu tinerii, cu tinerii care merită. Care merită. Și aveți acolo, la Doina Gorjului, două vlăstare care deja și-au dat drumul. Și sunt doi copii dragi sufletului meu, țin enorm de mult la ei și îi consider ca și copiii mei, pentru că, dar merită, pentru că sunt plini de talent și au voci frumoase, luptă fiecare dintre ei să-și creeze repertorii frumoase, luptă să facă imprimări, să meargă la televiziuni, să-i vadă lumea. Deja îi simt că publicul iubește și îi apreciază. Exact, atunci când urcă pe scenă, da, deja acești doi tineri, cărora încă nu le-am spus numele, nu primesc două, trei aplauze. Nu, sunt aplaudați, asta e bucuria mea, exact. Pentru că se simte. Exact asta am spus, se simte pe public, n-ai cum să-l plătești, n-ai cum să-l cumperi. Nu poți să cumperi 100 de brațe de flori să dai la fiecare din sală să-ți aducă flori pe scenă. Nu poți să le dai bani să-i plătești ca să te aplaude. Publicul nu poți să-l minți, nu poți să-l păcălești, nu poți să-l cumperi. Iar cei doi tineri sunt un gorjan și un mehedințean. Da. Este vorba de Valentin Samfira și de Marian Medregoniu. Doi copii extrem de talentați și foarte, foarte cuminți. Doi copii care s-au format în festivaluri, care au înțeles responsabilitatea. Deja copilul meu, Valentin Zanfira. Valentin este deja cavaler, are 25 de ani. Mulți înainte, să fie bărbat de acum înainte. Da, deja Valentin trecut, deja și-a dat drumul. Dar toată lumea îi spune tot copilul. El, când vorbim despre el și întrebăm dacă nu este, nu spunem unde-i Valentin sau Valentin de ce nu e. Unde-i copilul? Toată lumea îi spune copilul. Pentru că o perioadă foarte lungă de timp, Valentin Zanfira chiar a fost copilul ansamblului, pentru că era cel mai tânăr. Acum, cel mai mic. Uite, mai vin acum niște lăstărei. A venit lăstărelul, cel mic, care are, dacă nu mă înșel, 18 ani, așa. Și mai este în colaborare și o tânără, gorjan, că Roxana Croitoru, care este chiar un puiuț. Da, e puiuț, e puiuț. 14 ani. Da, da. Vorbeam de cei doi băieți, la ei se simte deja, publicul e cel care dă girul. Sunt copii care au mers prin festivaluri de folclor, care au câștigat premii, care sunt apreciați în egală măsură și de public, dar și de specialiști, care colaborează foarte des cu televiziunile, cu Televiziunea Națională, cu doamna Elize și cu alți redactori. Au deja materiale frumoase pe care le-au imprimat, iar eu îi apreciez, le apreciez calitățile vocale, le apreciez munca pe care au depus-o până acum și sârguința lor și dorința lor de a-și vinde vocile frumoase și cântecele frumoase, nu neapărat imaginea. E un lucru mare. Să jucăm toată boiana, hai cu nana să te joace ca la munte, cum îți place, hai da, mândra mea. Hei, hop, hai mândră pupată, nana,
să jucăm toată boiana. Hai cu nana să te joace ca la munte, cum îți place, hai da mândra mea. Scris o scrisoare într-un ceas de lacrimare, mamă. Și-am citit în scrisul tău lacrima și dorul greu, măicuță. Literele tremurate că mă știi așa departe, mamă. Mi-e dor, măicuță, de casă și de vorba ta duioasă. Te-am scăldat în busuioc să-i măicuță noroc, mama. Te înveleam cu țolișorul să nu știi ce este dorul, mama. În zile de sărbătoare aprind câte-o lumânare, mama. Și mă rog la Dumnezeu să te țin acum vreau eu. Emisiunii noastre, spuneați că mai presus de carieră, mai presus de dumneavoastră, întotdeauna au fost copiii. Copiii mei au avut încredere în mine, eu am avut încredere în ele, nu m-au supărat niciodată. Acum sunt și ele la rândul lor mămici, sunt pe picioarele lor, sunt cu serviciul lor, își câștigă pâinea și existența singure, nu mai depind de mine. Și sunt cu copiilor. Și au familiile lor, și au copiilor și familiile lor. Iar și... Maria Loga este cea mai fericită bunică din lume acum. Categoric. Sunt un om bogat, pentru că am 5 nepoți și... Să vă trăiască. Am dragostea publicului și aprecierea specialistului, ca să zic așa. Doamna Elize Stan, cuvintele dumneaei, au făcut din mine un om și mai bogat sufletește decât eram până acum și vreau să-i mulțumesc din suflet. Pentru un interpret contează foarte mult. Ca un specialist de talia doamnei Elize Stan să vorbească despre tine ca om, despre tine ca interpret, despre cântecele tale și nu pot decât să mă declar un om extrem de bogat sufletește. M-am plecat ascult și am încercat
Bob cu Bob am strâns și v-am zâmbit și atunci când sufletul mi-a plâns. Am pus în voi nădejdea, singură n-o să fiu, dar ați plecat și jurul s-a adunat cu stiu. Dragile mele, cu mine, să aveți milă și de mine, să vă purtați cu gândete, lacrimi de bătrânețe. Dragile mele, cu mine, să aveți milă și de mine, să vă purtați cu gândete, lacrimi de bătrânețe. Loga, emisiunea noastră se apropie de final. A trecut foarte repede. Sunteți o poveste frumoasă, o poveste care se scrie și rescrie și timpul nu ne ajunge niciodată. Veniți întotdeauna aici la TVR Craiova și degajați atâta căldură și liniște. Și vă mulțumim pentru aceasta. La începutul emisiunii vorbeam despre costum. Am îndrăznit să-l port în nuanța aceasta de roșu, pentru că e primăvară, e sărbătoare și au trecut 6 luni de când mama a plecat. 6 luni de zile n-am portat costume colorate sau roșu nici atât. Iar acum am considerat că e timpul să o ascult, să o ascult, pentru că ea niciodată nu i-a plăcut să mă vadă în negru. Și asta am făcut-o și pentru ea, ca să-i aduc o bucurie și cu siguranță de acolo de sus mă vede că sunt îmbrăcată în culori vii, în culori vesele și probabil se bucură pentru mine. Și trebuie să mai spun încă o dată, poate de-a lungul anilor am mai amintit, sunteți acel interpret, doamna Maria Loga, care niciodată nu și-a părăsit casa părintească. Nici n-aș putea să plec vreodată. Dincolo de aparența unui om puternic, care nu are niciun obstacol înainte. Doar aparențe. Maria Loga este un om sensibil și fragil și pentru care lucrurile adevărate sunt sfinte. Casa părintească, părinții, copiii, nepoții, universul interior și nimeni nu are voie să miște nici măcar o frunză atunci când e vorba de aceste lucruri. Vă apreciez pentru că sunteți fidelă crezului dumneavoastră că familia este centrul universului, este centrul echilibrului unui om și vă doresc să rămâneți un om la fel de frumos, să rămâneți un interpret la fel de serios, pentru că talent e de la Dumnezeu. Să fiți sănătoasă, să aveți putere de muncă și să dea Domnul să ne întâlnim de fiecare dată cu zâmbetul pe buze și cu gândul bun pentru telespectatorii noștri. Mulțumesc din suflet, Laura, că m-ai primit în casa ta, în casa televiziunii craiovene. Aici mă simt cel mai bine, lângă craioveni, pentru că, așa cum vorbeam, craiovenii au fost cei care
M-au acceptat, m-au iubit și mi-au dat girul de prima dată, de când am pus piciorul pe scena Teatrului Național. Le mulțumesc din suflet, mi-au purtat noroc pe acest drum deloc ușor al cântecului popular. Ție îți mulțumesc, celor de aici din echipa ta. Vă doresc să aveți un an plin de liniște, de împliniri sufletești, de bucurii și de sănătate, că dacă suntem sănătoși, le rezolvăm pe toate. Doamne ajută la toată lumea! Mulțumim încă o dată, doamnă Maria Loga, dragi telespectatori, să aveți parte de o seară frumoasă! Oh,
lor jenesc. Îți cânt plaiu, îți cânt portul, jaleșugii ugilor tu, și poarta sărutului de pe malul jiului. Aule, sume cât pot să mă audă gorjul tot, că făcui cânteca nume, să-l port cu mine prin lume. Că făcui cânteca nume, să-l port cu mine prin lume, și să spun cu glas puios cât e gorjul de frumos. Sărbători, și acolo vă să-i să cânt tot ce-i frumos pe pământ, și să vezi gorjenii mei mai mare dragul de ei, cum leagă nahorile, cum învârte sârbele. Aule, sume cât pot să mă audă gorjul tot, că făcui cânteca nume, să-l por cu mine prin lume. Că făcui cânteca nume, să-l por cu mine prin lume, și să spun cu glas duios cât e gorjul de frumos. Am în inimă și-n gând, îmi cânt gorjul meu iubit, în care am copilărit. Și-am să duc pe mai departe cântecul fără de moarte, al vestitelor mării, cu glasul de ciocârlit. Aules, nume cât pot să mă audă gorjul tot, că făcui cânteca nume, să-l por cu mine prin lume. Că făcui cânteca nume, să-l por cu mine prin lume, și să spun cu glas curios cât e gorjul de frumos.